Zeci de slătineni au luat cu asalt ghișeele Direcției Economice a Primăriei Slatina încă de la primele ore pentru a-și achita dările la bugetul local. Cei mai mulți dintre contribuabili au fost pensionari. Ca să-mi iau o grijă că sunt cu ajutorul social și iau decât 350. Sunt pensionar și de obicei, în fiecare an, de câțiva ani buni în urmă, noi venim și ne achităm prima zi a anului, cum să fac taxele și impozitele, pentru că vrem să scăpăm de niște datorii care sunt și niște bani care sunt strânși în cursul anului. Să beneficiezi de acea reducere. Așa veniți în fiecare an? Așa vin în fiecare an. Oamenii s-au grăbit să achite taxele și impozitele locale încă de la începutul anului pentru a beneficia de reduceri. Acestea variază în funcție de tipul contribuabilului, persoană fizică sau juridică. Cei care vor plăti până la sfârșitul lunii martie, mă refer aici la persoanele fizice, vor primi o bonificație, respectiv o reducere a taxelor pe care le-au de achitat în valoare de aproximativ 10% din taxele pe care le-au de achitat, iar în cazul persoanelor fizice, persoanelor juridice, această reducere se ridică la 2%. La nivelul municipiului Slatina, taxele și impozitele locale au rămas neschimbate pentru locuințe, terenurile aferente acestora sau pentru mașini. Singurul quantum al taxelor care se modifică este doar în cazul impozitelor pe clădirile nerezidențiale, impozit plătit de către persoanele fizice. Anul trecut, bugetul Slatinei a fost, ca urmare a modificărilor aduse de codul fiscal, de 200 de milioane de lei, dublu față de anul precedent.